Salut internet! În vlogul de astăzi vă povestim cum am invitat eu pe Georgiana la un prânz care a căpătat o turnură diferită. La finalul vlogului de față avem un super cadou pentru voi. Yes! Și vă spunem exact cum îl veți câștiga. Dar până atunci, hai să înceapă vlogul. Săptămâna trecută am primit o pungă care conținea 2 șorțuri, unul la Georgiana, al meu, și unul la mine, și o invitație de la șef Nicolai Tand, care ne-a zis așa, că ne invită la cantin de Nicolai la ora 12:30. Este 12:20. Întârziem. Haideți cu noi. Și am ajuns la eveniment, la cantin de Nicolai, unde era agitație. Agitație provocată în mare parte de Nicolai, care este un tip foarte pasionat de ceea ce face. Ne-a povestit cu foarte mare drag despre tot ce ne-a gătit, tot ce ne-a pregătit, despre cum s-a apucat de gătit și despre tot ce înseamnă universul ăsta al gătitului. Puneți-vă unde vrea sufletul vostru. Dar mai fain a fi mai grupați dacă vreți. Am zis că decât să mănânc caviar singur, mai bine să vină cu prietenii. Ce-i fain că fiecare v-ați adus câte un coleg. Corect. Și o să vă zic de ce ați adus. Dar nu, am un prima dată vreau să vă dau un pic să degustați la muzguș. În mod normal, am fi relatat de la fața locului, dar era atât de multă agitație încât am tras doar niște cadre, așa, cu farfuria, cadre de mood. Foarte multă agitație și știți cum e, când pleci de acasă te gândești, mamă, deci... Și foarte multă mâncare. În principal, când pleci de acasă te gândești, mamă, o să filmez chestia aia și când ajungi acolo îți dai seama că e atât de mult haos încât... De asta acum vă povestim ce s-a întâmplat, pentru că acolo am fost depășiți de mâncare, de lume, de... A fost incredibil. O cremă de... Pe lângă crema de brânză avem o cremă de mărar. Și după aceea poate să fie un videoclip dimineața. Dacă văd un videoclip sau cu copiii mei la desene și văd ceva, poate să mă inspire să fac o mâncare. Prânzul a început cu un set de întrebări pentru fiecare participant de acolo. Și întrebările și răspunsurile noastre le puteți vedea aici. Care e mâncarea ta preferată? Da, e public, adică toată lumea știe care e mâncarea ta preferată. Burgeri. Da. Și cea mai amuzantă experiență în bucătărie este? Tu nu intri în bucătărie. Da, asta e foarte amuzant, că nu intri în bucătărie, nu? El nu știe să gătească nimic, absolut. Ba da, cartofi prăjiți, dar e un mit. Asta cu cartofii prăjiți e un mit. Eu mă laud că ei fac cei mai buni din univers, dar nimeni nu m-a văzut făcându-i vreodată. Deci în 3 ani jumate de când suntem împreună, nu a gătit niciodată nimic. Și ne-am și căsătorit între timp. Georgiana, da. Desert înainte de mâncare, da sau nu? Da, normal. Normal. Cum arată masa ta de lucru după o sesiune de gătit? Arată bine, ordonat. Eu n-am cum să răspund la asta că mi-o bătaie. Deci... Și am început să mâncăm. Ce avem noi aici, Georgiana? Și am mâncat. Ce avem noi aici? Zădacă. Zădacă. Rărățușca rămorică. Grică, nu știa să zic, hai de zi. Arață. Cum? Arață. Și-am mâncat. E perfect. Și-am mâncat. Bună, mâncarea e cum e. Da, desertul, lava cake-ul. Băi, omule, ce puneți în el, om? Suflet de înger, ce puneți? Prindeți-i. Lava cake, prețioare, lava cake. Îmi pare, Nicolae, știu că lumea te laudă pentru rață, pentru altele, lava cake. Foarte amuzantă a venit la final, când a trebuit să spălăm vasele ca să ne achităm nota de plată, Marian. Da, acum, toate beculețele erau aprinse pe bord, erau acolo, adică pur ne-a invitat la un eveniment, asta după ce i-au lansat gama asta nouă. Da? Și era în fața noastră că o să se întâmple ceva de genul ăsta, da? A fost amuzant, am mâncat, am spălat vasele, ne-am hăhăit. Cu ocazia care am zis și cum arată o chiuvetă de spălat vasele profesionale, credeți-mă, este experiență. Deci ce a putut să facă Marian acolo era inundație. Deci nu, o să vedeți, aveți cadrele puțin mai încolo. Mai scoți un oraș, a? Cred că Mariana se întrebă pe lefastele, dar... Stai așa, să luăm până așa. Ce faci? Deci cum se face? Mi-ai arăs cum se face, nu? Da. Și pe față și pe spate. Chiar am nevoie de un om la masă. Elegant. Așa aveai nevoie de un om la masă. Carte de muncă, bonuri de masă?
Poftim? Carte de muncă, bonoi de masă, asigurare medicală. Dar cum e să muncești altfel? Frumos. Frumos. Să știi că, să știi că o să-mi pun pe Facebook spălător de vase Ad Nicolae, știi? Cum are? Da, da, da. Da, da. A fost și ca să, ca să testăm tot nebunia asta, Pur 5, care are 5 super putere. Elimină crustele, elimină resturile de mâncare arsă, elimină mirosurile neplăcute, degresează și curăță mii de vase. Asta e. Spală bine! Când ți-am zis că vreau să renunț la job pentru YouTube, ai zis, hai că vedem. Uite unde am ajuns, Georgian. În caz că nu știați, Nicolae Tand este un tip care lucrează de foarte mult timp cu Pur, adică e și pe ambalaje, dacă nu știu, uitați-l. Da, este imagine. E imagine. Și asta a fost și faza. A chemat la el la restaurant acolo ca să ne pună la treabă. Asta a fost experiența, asta a fost nebunia. Hai să vă povestim care e faza cu concursul ăsta. Sau, mai bine zis, ce se află în cutia asta. Deja ați văzut câteva chestii care se află în cutia asta, în primul rând. Da, aveți un kit cu multe produse de la Pur. Fetelor, asta e pentru băieți, știți, da? Voi nu spălați vasele că vă stricați unghiile. Și aici se află ceva foarte tare. Un voucher pentru două persoane la Cantin du Nicolae. Ideea e că ăsta este premiu, este valabil până pe 31 aprilie 2019. Eu o să aleg câștigătorii în urma acestui concurs pe care vi-l zic imediat. E, cum spuneam eu, e un premiu, un Gold Gift Certificate, Dinner for Two, pentru două persoane. Și este semnaș de Nicolae, ce drăguț. Ce drăguț. Foarte drăguț. Adică, cumva, aceeași experiență pe care am avut-o noi... Mai puțin partea cu spălatul vaselor. Mai puțin partea cu spălatul vaselor. La Cantin de Nicolae și, desigur, aceste produse Pur. Concursul sună așa. Avem o întrebare pentru voi, iar cel mai creativ răspuns o să găștige acest premiu. Întrebarea este, ce ați face dacă ați ieșit în oraș, iar la finalul cinei, după ce v-ați distrat, ați mâncat, ați băut, nu ați avea cu ce să plătiți nota? Cum v-ați descurca? Cel mai creativ răspuns câștigă premiul. Invitația pentru două persoane la Cantina Nicolae și produsele de la Pur. Un mic disclaimer avem însă, având în vedere că restaurantul este în București, va trebui să fiți ori din București, ori din împrejurimea Bucureștiului, ori dacă vă doriți să veniți la restaurant și sunteți din alt oraș, sunteți bineveniți. Așa că așteptăm răspunsurile voastre și o să anunțăm câștigătorul când? Săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare anunțăm câștigătorul. Succes! Acesta a fost vlogul de azi? Acesta a fost vlogul de azi. Acesta a fost spălatul vaselor de azi, aș putea să spun. Ți-am scris în comentarii dacă a plăcut nebunia noastră.